cred că și voi ați pățit lucruri din astea, să aveți un topor sau un ciocan sau o sapă, orice, să miște în coadă în halul ăsta. Hai să vedem cum am rezolvat eu problema asta. Prima dată mi-am făcut o pană nouă, dintr-o platbandă de 40 și am dat 3 rânduri de găuri și după aia am îndoit-o, am prins-o în menghină, uite așa, și am îndoit-o încoace încolo, iar am pus aici, iar am pus aici, deci am îndoit-o. Acum l-am pus prima dată pe aragaz, ca să-l încălzesc bine, să nu trebuia să folosesc lampa aia cu gaz așa mult. Și acum testez aici, ca să fie destul de cald. La faza asta am prins coada în menghină și acum bat aici pana. Acum o rup pentru că am tăiat-o cu flexul. Și acum o bat înăuntru. Dintre aia de tare. Okay, acum i-am pus adeziv cu sodă de aia de rufe la cald. Am umplut acolo foarte bine tot roat pe lângă coadă. Și acum aștept să se răcească și vine curățat. Și în final am curățit puțin extra adezivul ăsta care a fost pe el. Am dat jos, am tăiat aici drept. Uite, ăsta e garantat să nu mai cadă de aici niciodată, să se mai miște din coadă. Mersi că v-ați uitat. Ciao!